Baba Găfinca? Ce faci, frate? Faci lectură? Dar eu ți-o telefonau mai încolo, oricum. A, gata. Și coșarca-ți-i gata, poți să vii să o iei. Nu pe rubli, eu pe rubli nu mai lucrez, gata. Numai în natură, frate. Stai că n-ai înțeles. Natură la anii înseamnă de amul caldar de cartofi. Ei, dacă n-ai cartofi, nici eu n-am coșări. Treaba ta, eu clienți găsesc. Rubli, auzi? Rublii s-au rublit. Deci și alții nu vor să le mănânci. S-au stricat la cabăt. Rubli. Și la pânci. Rubli, toată viața am adunat rubli. Creșteau între ele, dar noi cum astea rubli. I-am îmbrăcat cu rubli, i-am încălțat și am hrănit cu rubli. Cam un număr rubli am în cap. De măsă, martă pe laiță. Și scotășeau prin casă, unde sunt rubli? Ia că te lăsa. Te-am grebădit o viață întreagă. Rubli. Le împrăștie pe vânt. Le beau. Le donează în fondul Libanului. De la copii mă le dau. N-au să le dau eu când au venit bandiții noaptea și mi-au pus cuțetul la gât. La fișori de bună voie. Au venit doi tălhari noaptea. De la ora 3 când e somnul mai dulce, au dezvârnat clenșuri la ușa tinzii și mi-au pus cuțetul de la gâtiță. Adai de înghestare, hren. Nito hana. Eu nici nu m-am spărit. Eu am zis deodată că ei nu sunt tăteată. Zic, băi, ei țicnesc și gata. Dacă toată lumea am luat colțuni în chișoare, dar ăsta au venit colțuni în cap. Și tu la loc. Și mă fac și eu nebun. Zic, când ia tu? Zatcne spad la asta, băi, ei nii. Budici criceați, zarieră. Zic, a ce oameni criceați? Diana se bea doma criceam. Dacă vă zic și ei sunt nebuni și nici eu nu sunt tăteapele, m-am lăsat și tot. Ei, ne-a întors casa cu fundul în sus, o răscolită și era. Și un țâng cu șoferea și beregata și a dat și-a dus. Așa că aici ați bani pățâți, pândiți de ochii răi și eu la cochii. Nu. Asta vă spun eu pe cochii sâmburi. Ei, mari om, ce să mai grăim? Mătușa Gatinca, actrița Maria Doni, artistele. Mare, o... dus barterul, da? Da, da. Parabuli, tu... Bun. E, la nevoie cu mai mult untură. Chiar gine că ai venit, Găfincă? Da? Pe mai vreau să mă sfătuiesc cu tine într-o socoteală. Ia, n-auzi tu. Bună. Am avut eu un gest, Găfincă, și mi-a venit o idee. Și-ar și într-o bună, da? Mă apuc și mor. Da, cât-i? Eu că las cu împiedea asta și de trăit, am mai avea. Dar până ești de murit, nu? Că mormântarea e încă mai scumpă. Nu, că eu n-am să mor chiar de teamă. Eu vreau să fac așa un fel de repetiții general. Viața nu se dă-i moarte. Nu te teme că eu încă n-am pierdut poftă de viață. Dar tare și-a așa un pierd să aflu. Oare și îți fac copii, Găfincă? Că nu mai ești. Uite, vrei să aflu eu și-ți fac ok că nu mai ești pe lumea asta. Dar pe ce să fac? Te îngroapă. Până acolo mai este și anume asta aș vrea să aflu. Și este între moarte și mormântare. Vorba și ea, vom muri și vom vedea. Dar păi vedea când ai murit pe adevăratele? De ce te faci, mă? Nu, că eu aș vrea de jiu să aflu de ce ei sunt stare fișorașe. Îmi pare Nico crescut e cam strâmb, cam vorojit. Mai pricotie. Băieții tăi sunt oameni maturi, au mintea coaptă. Vrei să-i schimbi la anii ăștia? Nu, no, Găfincă, nu mai pot schimba. Dar mă pot schimba eu. Și-am hotărât să mă prifac că mor
ca să înțeleg cum trebuie să trăiesc mai departe. Cât eu m-am rămas. Și eu ce trebuie să fac? Să te ușesc sau cum? Nu, dar de ajutat trebuie să mă ajut. Să te ajut? Nu să mă ușesc, că eu mor și de moarte bună. Da. Cum? Dar nu pot muri ca lumea fără ajutorul tău. E, mai pregătit, tu ai jucat în piesele cele de la club și s-o dragi joacă în cap pe toată viața. Ai jucat și tu într-o piesă, lasă, nu mai spune. A, e, tot te legat de cap, eu și mai nebunit. Sincer, nu am făcut piesa aceea de râs. Las că te râs și era, că era comedie. E, nu pricoci. Tu ai înveselit lumea dintotdeauna, așa că dacă îi faci satul ăsta să mai râdă odată în hocul pe așa ca la urmă, o să te înțeleagă oamenii și o să te ierte, dar pe mine te rog să nu mă amestici în comediile tale. Eu am viața mea, năcăjită cum e, dar eu nu vreau să o scot în prăjină. Nu, că de asta nici vorbă. Tu să n-ai nicio grijă, eu numele tău nu-l pun la bătaie ca fiindcă. De Rita Sfântul, nimeni în tot satul ăsta, afară de noi doi, nu o să știe nici acum și nici pe urmă că ai avut și tu amestec în toată istoria asta. Eu le-am clădit pe tăte în cap ca lume. Adică m-ar zice și Norta, profesoara, eu n-am să fiu împilicată, n-am să fiu împilicată. Da, dumneavoastră, nu o să fiți împilicată. Nu, că altmintele e inadmisibil. Da, și revoltător. Da. E, atunci eu sunt de comun acord. Și eu tot. Da, sâmburi, da. Nu l-am mai... Cum s-au condamnat? Am făcut și eu o comandă. Și că ați condamnat Chișinău. Da, da. Aștept. Da. Alo? Alo? Asta-i căminul Jil Soț Promsorev. Da. Bună dimineața. Vă rog, chemați-l pe Sâmburi, pe Alec cu Sâmburi, din camera 14. Așa-l cu sportul, instructorul, da. S-a mutat din 14. Și-am unde locuiești? În Crasniu Găloc? Auzi, domnule, neam din neamul nostru, nici nu știu să... Auzi, gata, cheamă-l măcar din Crasniu Găloc, de-a mânt. Nu-i? Trimite pe cineva. A, cheia în cui. Dar unde? Unde? Pictează? Poate nu-i băiatul meu. Cum? Apichetează? Apichetează? Cred. Dacă asta e meseria. Auzi, neata, dar nu-i cineva pe aproape care streacă pe acolo pe nișoare de dumnealui și pichetează? Streacă să-i spui că e rău de tață. Ei, bună. Nu că e bun, chiar moare. Agherufă, ia. Nu eu. Eu sunt de aici, de mahal. Ia tere, moșneagă. Nu vede, nu aude, nu înțelege, nu cunoaște. Ei, nu, din Chișoare încă nu. Drângă îi dădea mâie aici. Nu aud, da, aud. Chiar te rog. Te... Nu înțeamnă, Sfânt. Pichetează. Asta vine. Gazinul vine. Bine, dacă află, vine să mai trag o cuvântare și la moartea lui Tatăl. Cuvântare că e gata, că atât de lucru la jun și capul. Mai că la urmă, cum vine la mărbântare. Tică, nestea. Și trage așa o cuvântare. Iubiți concetățeni, azi petrecem în ultimul drum, părintele nostru iubit, care a muncit o viață întreagă și chiar dacă trece cum în rândul celor drepți, amintirea lui noastră va rămâne veșnic în inimile noastre pline de recunoștință, precum vor rămâne și fântânile sapate de brațul lui bărbat. Izvoare ce vor potoli setea poporului pe parcursul vremurilor care vin. Jos, mafia! Nu, n-așa. N-așa, mintele. Marea dracu.
Așa cum așa. Iubiți cum sânge. Tatăl nostru. Eu părăsit. Și oricât de crunt ar fi durerea, trebuie să spunem totuși întregul adevăr, chiar dacă asta n-ar fi de placul nu știu cui. Da! Iubiți compatrioți, comuniștii l-au ușit. Ei l-au omorât încă în ziua când l-au prânit cu deasâla în rândurile lor. Inima tatii s-a stâns încă atunci, de-aia ca ghea mu cu mari întârzieri. I-au venit și-au obstesc cu sfârșit, dar noi, plini de revoltă, trebuie chiar în clipa asta să mergem cu tății, umăr la umăr, să ne ducem și să dărâmăm șavanul. Jos imperialismul socialist! Și aici în ordine, și aici în ordine, o să plângă. Fără dacă, fără dacă. O să zic că, vai, și totuși moartea, ceva revoltător. Inadmisibil. Ia să vedem ce facem noi. Norma. Telefon. Dacă mi-e fiorul telefonist. Alo? Bună dimineața. Bună dimineața, doamnă profesoară. Cum ați odihnit? Mă bucur. Mă bucur. Da, dumnealui, s-a trezit? Încă nu. Ia, te rog, fă cumva și trezește-l. Ce să-i spui? Spune că-l cheamă tață, ce să-i mai spui? Da. Alo, Octavielu, tu, băi? Ce faci? Duci la școală, iar la școală, e bătut. Băi, Octavielu, tu cu algebra și eu mai scos la capăt cărică. Băi, auzi ce spune tector. Băi, tu mai încearcă și mai ține-i chept o vreme. Și dacă-i vedea că nu iese nici ca acum, tu îmi spui mie. Eu grăiesc unde trebuie și o scoate din programul școlar în parastasă, mă. Dar cât să ne bajocurească? O mai lăsăm? E bine, dragul, hai. Ia seama și tu la școală. Tatu vine? Da și așa. A nu dormit noaptea. O grăit cu arhanghel... O grăit cu arhanghelscă, bun. Îl aștept, hai. Făguță la școală. O grăit cu arhanghelscă, băi. S-a avut neamuri și pe acolo. Barter, shorter, border, parter, poker, trocher. Alo? Bună dimineața, boieriu. Mă iartă cumva pentru deranj. Dar... Vreau să te rog să dai o fugă până la mine. Băi, Iacovă, la anii, dar nu mai poate fi prea de vreme, băi. Poate fi mai prea târziu. Vine că ți-o-i spune. Nu, dacă îți spun, am mai să vii prea repede. Și auzi, băi, treci pe la Nikita, amândoi intrați pe la Olimpiada și veniți cu toți în coș. Ți-o-i spune. Ei, da, 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 așa, un fel de sesiune extraordinară, da. Ha. Odată fiori are tata. Unul legat cu arhanghelscu, altul doarme în cras neogalor, și a treilea montează telefoane care nu se aude. Aista vine repede, aista vine săracul de Hico Braba. Și te-am plac veselia din asta. Ce mai coate? Noaptea e zi de bună, așa-i? Cum adică? Da, cum adică? E dormit chinișor, s-a venit mințele la loc, ai uitat de comediile tale și te-a apucat de lucru. Bravo, bravo! Nu, 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 ca fiindcă totul rămâne cum ne-am înțeles. Da? Nică nu se schimbă. Rămâne pe vechi. Tu nu ai fost după pâine? Da, mă, și nu se vede. Am te la dans. Da, pâine. Te-ai șepuță în ei și în ei una? Ce? Da, la șepu. Dar să am și eu pâine la casă acum. Băie, ți-i deam un colac, îți fie jurnare, dar nu pâine. Pentru colac încă e de vreme. Da? Păi mi-am mâncat și pâine, o vreme, când m-am vedea. Ei, na, na, da.
Da, știi, da, da. Cât faci în ziua de azi? Eu știu, las că te luam să mă am cu cărtoșele și alea o să meargă. Hai și iei de sufletul tatăl meu. Bine, că să-i cuiască. Și cum rămâne? Tot cum ne-am înțeles. Tu apar la sfârșitul actului întâi. Ai, bun. Dar îți doresc succes la premieră. Mulțumesc frumos. Măi, bine să iasă bine. Nici o grijă. Nici o grijă. N-avem de cine teme. Piesa e actuală. Da, dar eu n-am uitat atât unde și ce se petrece. În loc acțiunii, îl ții minte? Da, pe cum? Care? Republica Independentă Moldova. Așa. Timp acțiunii? Toamna suverană a anului 91. Da, vremuri bune. Da. Păi, dar cum ziceam, n-avem de cine teme, piesa e actuală. Da, faptele sunt reale. Eroi își luați din viață? Da. Autorul, bun. Eu tot, dar și public, dar publicul. Publicul e avem un public, da? Da. Dar eu cu așa public joc o piesă de cine vrei. Da. Dar rămâne cu înțeles. Tu apari la sfârșitul actului întâi. Bun. Să nu vii mai înainte, că strici tăți socoteala. La sfârșitul actului întâi, dă trei sunete. Măcar patru. Nu, patru nu trebuie, nu atât. E bun așa? Da, da, da. Pentru doi, băi. Și... Unul singur nu poate mănui. N-ați înțeles atâta lucru? Și... Aici trebuie să vină următorul personal. Bine, care-i următorul personal? Care? Iacob, Șor, nici al mai mare. Parcă i-am telefonat și l-am chemat. Bine, bine. Abi, hai, nu dorința. Dragă-te, tahte, mie aș vrea de ochii ghii să nu te văd. Du-te, băi, deci că nu știu. Dați-mi o artist ca lume, băi. Ce te faci, băi? Bună dimineața, tate! Bună dimineața! Iacob, actorul Valeriu Țurcan! Bună dimineața, tate! Ață, și așa greu, bă! M-a luat femeie la cerșe, dă-mi bine pusă masă! Da, și zice, la ce te cheamă, la ce te cheamă? Dar parcă ei poate să-i scape ceva? Ea trebuie să le știe pe toate! Ea nu înțelege că sunt momente în lumea asta care se hotărăsc numai între bărbați! Și cum ai scos-o la capul ăsta? Abă, că nici eu nu-s prost. Zic, mă cheamă Fama Oșneagă, o să-l mai ajut cu tineri și prin o gradă. Au la dânsa. Dar aici, că atunci să-mi spui ce înseamnă sesiune extraordinară. A. Zic, dar ce nu știi pe tata, fa? Nu știi câți dragi furfătesc în trânsă, fa? Ha? Zic, ce degeaba l-a curăcrit satul la vizucă, ai? El când spune una, se gândește la alta și o face pe a treilea. Și apoi, dacă zici sesiune extraordinară, parcă îmi văd cum mă chemă. Stăiem cu bestia niște mărătuși de pus la foc. Ai uitat că am apă, dragul tati. Pune mâna. Tocmai de-aia să te-am chemat. Pune mâna și te uiți la mine. Cum, în haine? Stai și te-ai boirit tari. Pune mâna, răbă! Încet! La ceilalți doi, ai fost? Care doi? Nichita și Olimpiada, care? Am fost, de ce? Dar și între care? Întreb, tătăi, că mi-e ciudă. Pentru că eu am înțeles că nu mi trebuie să vin înaintea lor. Că cu mine ai de vorbit ce ai de vorbit. Și cam de ce așa, adică? Așa. La mine banii, banii o să aduc, tătăi. Dar Nichita are să-i bine două luni zile și până tot la mine ar zi de treia. Nu. Da. Ai mai dat? Nu i-am mai dat. Pentru că de bine de rău are o nefșoară și pensie bună că a fost în Afganistan. Și mai câștigă pe aici colea cu telefonul cele atate. Și apoi unul cu soția, dacă aceea e soție. Când eu am unul în armată și doi din urmă. Dar când a trebuit, eu îi da și lui Nichita o bara, că altul străin n-are să-i dăie, știi bine. Dar eu, tătăi, eu îi da așa, câte o leacă după trebuință. Scapă 5.000 de ruble în mâna lui Nichita. Că el cu zăluda aceea lui și-au adunat prietenii două, trei ori și i-au tocat ca prișiș. Că Nichita ce vrei. Da. Da, Leco. Lui Aleco, nu ajung nici de o seară la cărți, tătăi. Eu știu ce e ce la poker. Și dacă s-a legat el cu coțcarii ce e, nu-l mai ține piept. Aceea e plin de bani, tătăi. Care coțcarii? Hai, nu te mai faci mata moarte, popșoi. N-am venit Aleco într-o noapte și te-a cerut 1000 de rubric dacă nu-l tai la cărți? Și tu, de unde știi? Știu, că a fost la mine mai întâi. Pe atâta vreme cât a îngrijit de un bolnav? Hei, hai!
Hai să luăm aminte. Ce are să facă limpiada cu banii de-a tăi? Ei mil de unul, ei jeli de altul, ei de toți ei jeli tăi. Și după ce împărți jumătate din bani prin mahală cu jelea, pe ceilalți are să-i pună la cec. Și după anul nou tăi lista pe dânsii. Unul la doi, dacă nu unul la cinci. Eu sunt cât de grabă cu 1000 de rubli, n-ai să poți cumpăra o cutie de chimie. Dar eu, tătăi, am să-i bag în marfă, în lemn, în metal și am să-i scot întreit. Pentru că banul la ban trage. Astăzi așa-s timpul, tătăi, n-ai ce sta cu tăi și sub saltea. Banul se sloba din circulație, se investește, se împrumută cu procente, se bagă în afaceri, tătăi. E seama, cu afaceri este, băi, băiete, e seama, băi. Banul trebuie să meargă morișcă. N-ai ce stai cu de sub saltea. Cine? Eu? Dar nu de mă tai vorba, eu vorbesc așa în genere. Nu împățești de mine. Dar chiar și de mă tata tăi. Te-ai spetit o viață întreagă și ai agonisit niște parale și acum să stai să te uiți la dâși cum se fac de nimic pe zi ce trece, cum îi se scade valoarea văzând cu ochii tăi. Și tot, și tot îndruștă. Cum îi scade valoarea? Și să faci de nică? Și? Bărișorii. Care bărișorii? Banii, tătăi. Care bani, băi? Cum care bani? Că n-am bani, băi, tătăi. Cum n-ai, tătăi? N-am bani. Tate. N-am bani, băi. Tate. N-am. Dar n-ai bani? N-am bani. N-am? N-am, băi. N-am. Cum n-ai, tătăi? N-am, băi, n-am. Și dacă n-am bani, n-am nici grijă, nici nevoie. Nu te-ai chemat să mă ajut să stai în drugul ăsta și mă duc ei cu mora, pune mai mâna că îmi ies ce-și el. Nu, domn, dă-mi o grada asta, cu fostul să mă apri pe la cadrul. Pune mâna! Pune mâna aici! Bă! El chioare, unde pui? Bani! Alo! Și vei? Și aștept colașe? Dar până nu ți-a spus fractul să vii pe la mine, fugă? Azi dimineață când? Îți spun eu dacă nu ți-o spus eu. Ia stai. Olimpiada, ai chemat-o, băi? N-am mai chemat-o. Auzi, băi, treci și ieși cu soarta de la grădinița și ieși, mai este. Eu și veniți în coajă, o să fac ochii și eu în ceas greme și fără educație. Hai, mă, repede. Bravo, dragă ta. Adică cine vine, așa la moștenește. Dar ce să mai moștenească, tăi? Mă, te-a zis că bani, na? La ce te-am mai pus în rând și la mașină? Ei, de-o mașină, că să eu. Avem vers, tăi? Vers? Văd. Vers? Văd. De-o mașină, a. Am, bani, a. Eu știu că. Am, bă. Am. Dar să ai mii, băi, băi, tăi. Dar, de-ai primi-o ăta mai repede. De-ai primi-o. Că dacă ai mașină, astăzi poți să te sfădești cu cine vrei. Așa? Da. Ne văd că de 4 luni de zile când stai primul la rând în sat. Măi, cum era înainte? Ducea la raion, te apropiai cineva la executiv, la partid, dar de păcătosul ăsta de primar. Te poți învăța dintr-o clasă, băi, nu? Păi eu l-am înaintat. Eu. Că nu vrea ea. Și ce-mi trebuie, ce-mi trebuie. Și când coră tot pe dânsul la Olesc, rahat. Să te miști, să iei și să dă. Și iar îmi furcam ochiva de 1000 de rubli buzunar. Nu. Dar de fapt, eu le-ai bătat, zici, bani, na? A, măi, parcă spuneam de oare, măi, că am, măi, băiete. A, bă, eu știu că ai, băi, băi. Știu că ai, băi. A, măi, a, dar să iei, băi, nu ți-am lămurit, băi. Dar, bă, noi nu tot amatare suntem, tătăi. Și voi, tot. Din păcate și voi, tot. Atât așa v-am chemat să veniți tăți odată, nu? Numai unii, dar unii nu. Părinți mușeți cu fiecare copil deopotrivă și bucură de tăți totuna. Ia că a pus să vină Nichita, știi bucura. Da. Trebuia să-i spui și ce ești nevăstut, că-ți vera mai vieți. Aduceai un cior de vin, că-i mult lui trebuie, iar vreme de chiuie. Lasă,
Lasă-vă în plata, domnule, că-s doi năcăjiți, voi. Dă-i pace, nenorociți. Dar de ce năcăjiți, nenorociți, tătăi? De ce nenorociți, ai? Eu sunt nenorocit, pentru că alerg și nu dorm nopțile. Și mă zbat și caut să-mi iasă. Și socot și resocot și mă tem să nu mă amăjească. Să nu mă prindă. Nu mai ei știu ce e fericire, tatăi. S-au stropit seaua și eu. Se schimbă banii, schimbă guvernul, schimbă partidul, schimbă alfabetul. Eu. Auzi, partid democrat să rănesc. Hibrid. Iau și se-mi bată și pe măiala bătut pe ceaba ucea. Eu mă duc o garafă, se-mi pace, mai duc una și se afumă, și pe urmă bate iar și s-a afumat. Și tot așa-n tatăl. Da. Și mai și cu tine, băi. Nu mai trebuie să vin cu nevasta, băi. Chem băieții, băi, ca fără nurori, băi, că nu mă chem la petrecere, băi. Am o vorbă. Uite-l adus. Hamăr! Aghez mâine de dimineață. Dar păi cum? El trează și nu iese din casă. Mai întâi se învânere, ia căjile pe spate, iese în sat și catră pe stâlp. De vreo 3-4 ore a căzut în vârful stâlpului. Și căzutul nu trează înălțime, ce e până jos murea 3 ori, dar ăsta nu e nici pe drag. Se scoală spate și ai 2-3 ori de șele, parcă tot nu iar nici nu știe ce bine și se duce. Și nici o vânătare. Lasă, băi, că el vânătare destul și cu toată viața, băi. Ia uite, vreau făcut masa cu telefonul în mână. Ce băi? Scuzați. A, asta e bine. Ce? Ce atât de lucru ai, fă? Fă, caută de lucru, auzi, fă? Gata, gata. De seară o zi, gata. Mai ies. Gata, am spus. Am spus și dată, cu urmă, am spus și urmă, am Bună ziua, tătăi. Păi, du-te, băi, de aici. Păi, înseamnă cu lumea pe tine. Du-te, băi, să nu te văd! Da, lumea nebună. Da-ți-le pe șeala. Mergi! Da! Da-ți-le pe șeala, cum e el. Bună ziua, tătăi. Bună. În sfârșit... În sfârșit s-a îndurat Dumnezeu și de mine. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc din tot sufletul! De atâția ani aștept clipa asta! De atâta vreme o visez 6 anișori de zile, fără niciun rol, fără niciun episod, fără nicio replică, fără nicio replicuță de jumătate de cuvânt. Bine, dar sunt și eu om. Am și eu talent. Am și inspirație. Da, uneori noapte îmi provozez monologuri întregi, monologuri clasice, demne de pana lui Shakespeare, monologuri pline de pasiuni și suferințe zău. Credeam că să nebunesc și n-am să mai ajung la clipa asta împlinirii. O, cerule, îți adresez o nețermuită gratitudine, iar gloria mea de actor va veni să răsplătească din plin generozitatea ta divină. Operația! Bună dimineața, tatăi! Bună, dragul tatăi! Nichita, actorul Vasile Zucu Codreanu, maestru! Bună dimineața, tatăi! Bună dimineața, dragul tatăi! Dar și poate nu-ți plac? Și vorbă ca vorbă! Apoi să nu fii vorbă cumva! Noroc, băi! Noroc! Ori poate lui frat, eu nu ești de gust. Ei, hai să vorbim. Hai să o îngrăi, că n-am când. Tată, ce-ai vrut, tată? Nu mai ești tu așa harnic și ești ghid de dimineață. La orice păți. M-am pălit. Constâlp m-am pălit.
Am vrut nu știu cum să-l întorc așa, e așa, e taman așa, ia în drept în ochi. Da, băi, da, drept în ochi. Dar ce vrea de stâlpi era acela, băi, ți-ai dat cu dânsul drept în ochi, ai? Un soi de stâlpi adus de la Arhanghelsk, băi. Da. Băi, Leo. Da, că așa fă un soi de stâlpi, că la unii le miresc în ochi, dar la alții cu vremea poate să le stie în gât. Băi, pleabă, băi, știi, băi, 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 nu-ți încă! De la soartă! Ai fost? Vine! Am venit! Odată, tu-ți... Păi și asta, băi! Travestii! Păi du-te, băi, de ochii, e ca să mântu-i cățările, băi, du-te, băi, de aici, băi! Mă, și eu nu știu ce să mai fac. Nu știu, spune-te, dar du-te de ochii, băi, să mântu-i, băi! Bună, tătuță! Și bine v-am găsit. Bună. Dar ce plânge asta? Asta e din altă oră, eu am tot. Lidiada, actrița Maria Stratan. Are ori gingina, ori burtica, dar tot într-un meu s-o ține. Uite numai la mine tașe. Uite, uite la gâzul, e el. E un șelel, e cu el, da. Hă? Mi-aștept copilul în brață, jumătate de sat, o femeie divorțată, parcă... Ei, Ianca, dar mai bine să plângă? Ia uite la gâzul, uite ce-i drumul lău, nu? Cum o cheamă? Dar drept să-ți spun că nici nu știu. Orc Tiberaș, orc Todiraș, cam așa ceva. Dar nu știu. Ia stai, dar cum facem? Da, și-ți facem. Eu m-am chemat să împărțim averea și să fac actul de moștenire. Dacă nu știm exact numele copchilului, cum o să avem un document? E, tătuț și vata când ai spune. Dar până nu-i așa? Asta e bine, tată, că mă dar vrei să ne faci document de moștenire. Tot e mai bine când ai hârtie la mână, da? Dar nu înțeleg, și are copchiul Vasile Postoroncă cu testamentul de tale. Ari, măi, Nichita, ari, măi. Și el e de noi, măi. Și de noi, tată. Hai să-mi pui în casă, plăiți, că n-ai să știu să-ți minuși. De noi, măi, Nichita, măi. Dar cum să nu știu de noi? Cum de-a noi, tată, măi? Vrei, Nichita, așa, cum de-a noi? Și de noi, măi. Alecu. Alecu, fratele nostru mai mini fiel, miezându. Ia ca nici frecventa, nu s-a fără frecvența așa de des acolo la Chișinău. Alecu petrece sesiunea. Alecu sâmburi, instructor la căminul de femei. Și eu organizam și nuțul instructajul. Dar păi stai, că plodul în metrică îi postoroncă, postoroncă. Așa că n-are nicio atribuție cu testamentul lui tata. Tata, e bine, faci. Am o vorbă cu mata. Am o vorbă cu tare. Între patru ochi. Eu v-am strâns să grăiesc cu toți odată, nu câte unul, pe rând. Nu, mai întâi am să spun netare câteva vorbe și după aceea îți grăiești cu ceilalți. Auzi și deștept fratele între patru ochi, mai ales că nu-i vânăt. Băi, când s-o venit să-și ții acum și unul... Ce-ți eu grăiesc! Tata, eu grăiesc! Tata, eu grăiesc! Tata, eu grăiesc! N-am voie să vorbesc cu tata orice! Dar tu vorbești, tu vorbești, tu ai răzut! Eu nu știu eu ce-i spune tu tate acum! Stai, prețoare! Când am venit, aici te-am găsit. De unde știi eu ce-i vorbit cu tata? Raptă-l neacă, da! Leamă și... Bă, mă, vechi-o neacă, da! Rădeșul! Gata! Gata și... Ce vreți spune nici patru urmă? Atâi, mie atâi nici trăină nu-mi trebuie. Eu pot să-mi câștig cu munca mea și bucățica și paharul.
Dar eu vreau să-i pe dreptate. Auzi, dacă îi faci parte și plodrul din averea netale, apoi eu îi spun lui Vasile tăt. Care ori să te fie? Poți te rog, că și nu te mai preface. Și-i fără de Vasile, poți te rog? Tept! Că copilul nu e a lui, dar e cadou de la Alieco a nostru, suvenir. De unde luată vorba asta? Toată lumea știe dacă e, numai căscau de Vasile, nu știe. Așa fa? Ce? Ai știut? Ce să știu? Acu-i copilul. Dar cum să nu știu? Și-ai tăcut? Dar parcă ți-am spus că e al nuții lui Vasile Postoroncă. Gata. Dar până numai a nuții ori și a lui Vasile, fa? Dar asta numai nuța o știe. Da, 8 ani de-au avut copii, cât l-au așteptat, e săraca. Dar măcar nu a așteptat degeaba. Dacă și eu cu mea am așteptat 12 ani, pe că nimeni s-a făcut mila și poamana. Nu s-a durat, da? Pe că cum nu s-a făcut mila și poamana? Așa i-a fost norocul, băi. Da, băi, aude-le noroc, să gheți bun la Vasile. Băi, ia, stai, veni, stai. Hai să-l auzi și nu zbură din țara, deci atunci. Gata, gata. Tu, când ai aflat, tu, treaba asta. Tate, eu sunt deșteptul pe pădine. Eu știu, fii așa. Da. Mie de două ori nu trebuie să-mi dai de înțeles. Mie destul odată. Când ai spus netale că îi faci parte și flodului din aderea netale, apoi am zis, stai, că aici ies ceva la mijloc. Dacă ne-ai mai spus că și el e de-a nostru, apoi am zis, gata, stai, nu te minte, nu-ți trebuie, tate. A nostru de capul. Așa, netale ești bătrân. Iacob e gras, eu stier. Aliepu! Și gata. Hai, da, ești pătru, ăă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 
Bă, ești cătru de prăcă! Liniștită, o! Ia brava ești! Dar fuge! Voi mă luați pe mine de prost! Dar nici într-adevăr inimă în mintea știi! Ești cătru de laudă, ca într-adevăr de laudă! Ești cătru, ei! Ești de slabă! Slabă Domnului, că în sfârșit mă laud! Ești șmecher, ei! Liniștită de prăpădeliu, ei! Te laud cât vrei! Hai laudă-mă! Hai că te mai laudă! Băi, dar ești hâtru, băi, Nichita, băi! Așa. Băi, frate, tu-i hâtru, băi! Așa. Bravo. Nu mă lăuda că eu chiar am uia. Mă duc și spun la Vasile tăt. Stai, băi. Ești nebun, e rușine, băi, întățată, băi, Nichita, băi. Cum să-i spun? Giu, nu? E antrenoare, băi, băi. Nu? Gata și... Nu tragi cu urechea pe Nichita. Înțelegi-mă așa. Eu nu-i dau copchilului capă de azi. E bun? Dar tu juri să ții limba după mine. Jur? Juri? Jur, capă, jură! Jur! E Sfânta Cruci. Ia cadă. Și gata. Și niciun cuvânt. Mormânt! Aici rămâne. Gata și... Atât ați spus. Gata și... Dă mâna. Șoul și orcujir. Pe urmă. Pe urmă. Bun, luați îmbrăștete, Aru. Testamentul, dragii tatii, e o treabă serioasă și trebuie făcut cu mintea trează. Și drept, e drept. Într-un cuvânt, casa, după cum se obișnuiește, îi rămâne legea. Și? Dar și... Zic, casa, îi rămâne mezenul. Dacă vine să trăiască între însă, da. Dar stai la oraș, dar s-a să aibă vină, nu? Nu. Atunci mai bine vin și fac aici vreo 5 cutoare de uscat pe jos. Da. Nu. Nici o piajă nimic, vii din casa, îl băți în banișca. Cum să vindeți? Casa părintească? Păi ce? Dar cu ea rămâne lui Aliacu, el
știm noi ce a hotărât el. Dar document trebuie să fie clar. Dacă vine să trăiască aici, e una la mână, iar dacă nu ia, că știm ce să facem. Da. Dar ce mai putem să facem? Ca toți, la slavă Domnului, viu și sănătos. Vremelnic! Și noi nu grăim de amut, dar grăim din momentul morții. S-o trezit, Mițpielu! Stai, ia mie, stai! La vreme s-o mai trezești. Așa... Așa cum fie el prin viețile lui, măi! Nu te lui! Tate! Cine? Cine? Ce-o fi cu casa, eu nu știu. Că mata nu te mai e moarte chiar până în sară. Dar banii! Gândește ce faci cu banii, tate! Adică te-ai spetit o viață întreagă și ai agonisit niște parale și acum se împarți așa la toți măcăjeții, tate! Ce are ea cu noi, tate? Cum ce are, bre? Dar până n-am crescut noi o viață întreagă împreună. Băi! Nu, tate! E n-are nimic cu noi. E la noi lipripas. Așa că n-are, n-are nici o atribuție cu testamentul netale. Băi, că vă aude Dumnezeu, băi! Ia ca așa, S-au udat, stai. Nu știu mai duci, când vă adun eu iară grămadă, dar mă zăbăjește leacă să ne punem la cale. Moștinirea asta. Ei, lasă, tătuță, că te străviși fără mine. Că din partea mea vă zic, bă, da prost, că m-ați crescut și m-ați învățat și la altceva nu mai pretim. Așa-ți, bună ziua, tată ziua. Sevastița, actrița Galina Danilo. Haide mai la locul, mai. Ce și-ați zis acum, oamenilor? Ne-am de două ori întrebat de tine. Deci nu știem ce să-i spun, că amușa să fie, amușa să fie. Unde fac amuș să ajung de urmă? Haide, nu mă duc! M-am săturat să-i înșer, vier, șurscă. Și, limpiadă! Aia, da, o spun! Auzi, dragă ta, Fijnor, ia-mi, te rog, ia copilul ăsta de la Olimpiada și îl lăsa la acolo, la Crișa și el, să-i în drum. Dar cum? Chiar am ușma, gornicul, v-ai spus prin sat. Lasă-te tot, că-i ud și... Dă-i, fatul, ud, faie și-l schimb aici. Eu, prostire, și-a rupt-o, trebuie și-l faci, știi? Din ladă, de acolo. Nu, tătul, din ladă, e din dulap. Dă-l din ladă, am zis să ia ei. Cele din ladă, că a trecut de moarte. Nu o fost de moarte, mor și de viață. Hai, bă, adă-l pe. Nu, tătuț, nu. Hai, lipi, hai, dacă-mi grăi. Hai, mă, stați, că sunt grijan. Vă salut, părbinte. Alo, domnule, încă 10 ruble, nu te spăra. Oh. Aleco, actorul Sandu Arestin Cupcea. Vă salut încă mai fervinte! Trăiesc orășerii! Da. Ce-i cu moșneava? Îmi faci copilul. Care copil, vei? Parcă nu ești știin, măteluță. Dar care, vei? Nu spun, gata. Nu spun. Și cu dânsul? S-a scrântit de beții. Hai, lasă, brei! Bună ziua, cuvățică! Mulțumim, iată! Crede, crede! Mi s-a spus că zaci la pat, că nu vei, că n-aude, nu cunoaște. Încă cum vei de avizuca? Avizuca! Mă speriasem și eu rău de tot, zic, Doamne ferește, pierdem rândul la mașină! Dar, despre și copil, zice Nichita. Dar pute tot și vezi, băi, tot și vezi. Avem și cvorumul gata, o să zic pe zi. Ca voieri, taxiul. Da. Da, și că avem și piști cvorul. Îmi pare bine să te revăd, bătrânul meu, părinte. Auzisem de mai rău? Auzisem de alt. Mă bucur că nu e așa. Sincer vorbind, mă speriasem și eu rău de tot. Și rău că e înainte, dragul dat, e înainte. Da, doamna cu asta nu cruță pe nimeni. Așa. Permite-mi să te cupin la pieptul meu, bărbat? Băi, deșa la... Dacă ai putere, mă gândi la bieschi și cu frate. Să ne mai uitați cum se face de vas. Hai, pune, pune, mă! Plăcere? Frate, de oră. Munca fizică, e o cinste. Da, o cinste a unor cale.
dragul tatăl, și să mă aude prin Crasnă-i un găloc. Toate-s vechi și noi sunt toate. Oh, și limpiada. Bine venit. Da. Dar de unde l-ai luat, mă rog? Din flori. Și de unde flori pe vremea asta? Am găsit eu. Și ne caută, găsești, băi. Da? Dar ce-i tață? Nu să știi. Să știi numai cine-i măsa. Tață-i lui Salbierto, băi. E frumușel așa, ei? Mă rog, ca oricare copchiu. Ei, nu mai este el chiar ca o șcară, așa? Da, cui? Am nuță-i lui Vasile Postorov. Nuța, 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 care nuța. Nuța, 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 cu mândruța și la urmă, hop, cucuța! Dar și-i cu dumneavoastră, băi? S-a achiat noi de dimineață și nu... Ei, lasă-i, băi! Băi, băi, băi! Tata vrea să ne împarte averea. Știi ce deci? Dar nu mai mi-a zic eu treaba voastră, măi. Eu stau aici și te aștept. Știi ce v-am mai revedeci, auzi? Eu o las în capan. Nu, eu nu mă duc. Ce să-mi fac? Spăgă-ți-o prin fiul meu, păcă-ți-o! Na, du-te și eu un borcan. Ce vrei? Eu un borcan cu vin, s-a spus. Na. Alexei. La Alexei. E și el alb. Dar nu e plătit de data aceasta de șină. Să-i nești. Știi ce mai repede. Să mă duc aici? Ce ești nebunul va? Așteaptă-mă la post, că am urși zi. Aici-s premul. Ba, și ieși copchilul ăsta, va, că tot ții în drum. Du-l acolo la creșă, când. El încoași. Să-i lăi, să-i lăi. Așa i-a fost noroc, tată. Da. Așa-s cuvine, când se lasă documente moștenire și tăți frații, surorile de față. Până amu, ne-am văzut bacu, unul bacu altul și fiecare avea părerile și ideile lui, cui dăm mai mult, cui dăm mai puțin, unul dăm deloc. Amu, când ne-am adunat, cel mai potrivit moment, fiecare frate se ia să spui, deschis, cinstit, pățâși, ca într-o frață. Care și cum găsește de cuvință că trebuie făcut în parțală? Hai, hai, nu câte ura, am uia, hai, ha! Ha! Văd că nu mă prânghesc ăsta atribut. Atunci vă dau eu cuvântul. Are cuvântul Șorul cel mai mare, tare scump băiat. Domnul Iacob, microfonul 2-4 minute. Eu zic că într-o societate civilizată să oferim mai întâi rândul nostru femeie. Nu, 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 că aici nu se dea în autobuz, aici eu. Dau cuvântul, eu sunt președintele Parlamentului, domnul Iacob, circumscripția Arhanghelsk, îți treci timpul. Timpul ne trece la toți. Stai, alea, îmi dai lui tatăl locul. Șoară. Da, poftim. Zic, timpul ne trece la toți. Și dacă o scăpăm momentul, o să ne mușcăm mâinile.
Eu nu știu cum trebuie făcut împărțeala și chiar dacă știu tot una, tata are să facă așa cu magazinul de cuvinte. Da, da, asta. Eu una vă spun, că fiecare zi pierdută costă bani. Și bani grei. Așa că după ce face tata împărțeala, cum știe el, eu vă propun la toți să ne împrumutați banii ei. Eu vă dau procente buni. Cine dă el? Procente. Da, asta cum? Cât o leacă așa? Domnul Iacob, părerea dumneavoastră e clară. Ți-ai expus punctul de vedere, treci la loc, ești ratificat. Are cuvântul șorul și al mijloșiu. Tot scump și-a este. Domnul Nichita, nu te. Ea spune, care ar fi redacția dumitale în privința proiectului de moștenire? Cred că stai și o minut, că... Mie mi-e destul și un minut atât. Încă e și mult. Și chiar și prea mult. Că... Dă și mă da și ai de dat și cine mai încolo. Și numai fără procedii de astea și fără viajă și... Adică tu zici să împărțim toată averea în patru părți egale. Măcar și egale, dar te numai de mai. Da, ce adică măcar și egale? Ce măcar și egale? Cum s-ar mai putea proceda? Tatăi, s-ar putea să iei în vedere cine are casă, cine abia-și face. Băi, tu casa aceea ta o faci de 12 ani, băi. Băi, eu știu unde am întrerupt, mă! Liniște, liniște. Unde am întrerupt? Stimați parlamentari! Liniște. Fac de 12 ani când vine greu. Leafa-i mintică. Borcanul mare. Băi, tu la borcanul meu sunt de pași, băi. Băi, tu la borcanul meu sunt de pași, băi. Mă fac în tine, mă! Asta nu-i cală, eu nu-i cală! Pleacă! Pleacă tu, bă! Pleacă! Nu se știe cine bea mai mult, bă! Tu, tu caragiu cu lăsări, băi! Tu caragiu cu lăsări, băi! Nichita, nu te tulbura, Nichita, nu te tulbura, hai, lasă-mă! Dar nu mă tulbur eu! Cantuzia sulbură! Pleacă și ești, băi! Tu, bă! Nichita, nu te tulbura! Gata, 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 gata! Gata! Întâi Scarmălaia, Pașii, Agarienii așa mai încolo. Nichita! Extremiștii, tăi deja înapoi. Și groșează acolo, democratul ăștu. Hai, lăsă. E clar. Punctul dumitare de părere, nu l-am înțeles. Gata, sunt. Gata, gata, și gata. Și gata. Grei. Eu numai odată și gata. Da. Olimpiada, ne-am înțeles. Punctul e de vedere și l-ai expus. Noi mai dăm cuvântul. Cred că și clar și așa. E și-o retras candidatura și noi nu i-am... Disciplinarea asta, lasă-o vorbească, lasă-o vorbească! V-a spus, femeia, că își retrage candidatura și noi nu i-am dat voie. Noi, împreună, nu i-am permis să-și retragă candidatura. Așa a fost, așa a fost, unanim. Are cuvântul, mezinul. Câte minute șer extremiștii? Mai multe. Opa, începe meeting-ul. Nu chiar așa, dar nici nu e atât de simplu pe cât se pare la prima vedere. În primul rând, dragii mei, distribuirea se face după înmormântare, conform testamentului. Însă, dat fiind faptul că societatea noastră este zguduită de o mare criză economică și financiară, care va duce inevitabil la devalorizarea banilor, bunul nostru părinte a hotărât, și pe bună dreptate, să ne împartă câte ceva de acum, ca să nu se leagă praful din munca lui de o viață. Cred că am tămâcit just nobila mea tale intenție. Just și-o. În al doilea rând, iubiții mei frați, compatrioți, tatăl nostru stă în rând la limuzină. Autoturism particular. N-ai uitat. Nu. Și mașina trebuie să fie cumpărată cât mai repede,
Chiar dacă o să fie gâlceavă din cauza ei între noi, trebuie cumpărată cât mai repede pentru că o să scumpească. Și asta o știu. Da. Da, gâlceavă, adică... Că nici din... Ce? Gâlceavă, adică de ce, măi? Dar cine din noi o să fie stăpânul mașinii? Că stăpân... Dar după ce a murit tata, vin din mașina, învățăm bani și toată și vin. Dar până atunci? Până atunci, cum merge fiecare așa pirâni? Vezi că cu vină prețul ei crește, băi. Așa? Dar de ce s-o vindem? De ce s-o vindem? Acolo din Franț are posibilitate și oprește lui. Și întoarce celorlalți fiecare parte din preț. Din care preț? Din prețul care îl cumpărau. Dar până dacă vine din mașina, măi? Apoi luăm 3-4 prieteni pe dânsa. Da. Așa că fratele care și-o lasă lui, trebuie să dea celorlalți frați banii din prețul de vânzare, dar nu de cumpărare. Adică prețul ăsta de piață, dar nu de stat, de ăsta care nici nu-i stat. Adică, băi, mașina cumpărată pe munca tatei, tu mii să mi-o vinzi cu preț de speculă, băi, ha? Dar de ce anume ții, bă? Păi nu e Alecu! Stați, că aici mai rămâne de văzut. Nici eu nu m-am hotărât încă. Scuze, dumneata, ai fost înțeles. Da, mulțumesc. Dar unde m-am oprit? La articolul 102 trebuie luat cât mai repede că o să scunchească. Da. Prin urmare, banii pentru mașină trebuie puși deoparte. Una la mână. După aceea, tata încă este teafăr și încă putere. Și mai trebuie și lui ceva bănișori acolo pentru a-și întreține traiul cât de cât. De atâta, încă o sumă care trebuie rezervată și pusă deoparte. Tata încă lucrează, băi. Tata încă face, trece, împletește coșești pentru viața lui el și câștigă, așa-i tata? Dar încă ești asigurat pe 1000 de rubli. Așa că e asigurat pe 1000 de rubli. Și grăiți, băi. În cazul ăsta nu rezervăm nimic. Gata, deci. Însă mai este un chițebuș care va din noi trebuie să-și asume răspunderea și să încheie un contract de întreținere a părintelui pe toată durata vieții. Așa-i legea. N-am înțeles. Ce fel de contract? Adică să-l țină și să-l îngrijească până la urmă. Este așa lege? Este, băi, este. Bine. Tătuță, dacă vrei poți treci la mine chiar de astăzi. Cu cei mei de casă și numai eu și băietul. Și Andrei își ține la mata. Păi, decât să vin eu din când în când să fac câte un borș, nu mai vine să treacă totul la noi? Ce rășnă, băi? Chiar așa, și dacă tata trece la dânsa, înseamnă noi putem vinde casa chiar a muiană. Nu acum, bă! După anul nou o să luăm alt preț pe dânsa, bă! Mă ia, proști, mă! N-am înțeles. Dar păi casa îmi rămâne mie. Eu, ca mezina, am asupra ei de plin drept testamentar, așa-i legea. Știți așa legii? Este, băi! Doamna profesoară, spune-i de loc, încă nu v-am dat nimic. Lași mă ta cu datul ăsta. Fa! Pune fările și aia la umbră, auzi, fa. Gata, de seară o zorbim, de seară, gata. Ce-o vrut? E? A? Scuze! Dumneata, iar ai fost întrerupt. Așa, da. Așa, da. Dacă problema întreținerii matale se consideră rezolvată, da? Atunci, punem 10.000 de rubli la cer. Luăm primarul de gât. Îl simt. Până nu plecăm. Îl cointeresăm să smulgă o mașină cu orice preț. Dacă trebuie, dăm și 2.000 deasupra. Și faci. Dăm, face. Iar ceilalți bani îi împărțim. Care? Care ceilalți? Ceilalți de pensate, de mahală, din colhoz. Care mai ceilalți? Ceilalți care rămân după ce punem 10.000 de rubli la cec. Care și-ai luat, băi, de tăți n-am 10.000, băi, zărghiță-mă, băi! Cum adică n-ai, tăi? Da. N-am, băi, cum să n-am? Dar unde sunt banii? Dar banii se duc, băi, banii ușa de amară. Am luat lemn, am luat cărbun. Am dat 1.000 de rubli la... Să-ntărim, l-am făcut gardă. Unii?
3.000 am dat la biserică la iertarea păcatelor. 3.000? 3.000 de rupi. 3, că era și olimpiada. Dar pe 4? Da, a dat pătuța. Chiar și priotul a spus în fața lumii că din banii cei o să înnoim ca tapete azba. A dat 4.000. Și mai te-o plălit de-n blavă, măi? 4.000 de rupi. 4.000 de rupi. Nu știu ce l-a plălit pe el, dar nici matanul ești întreg la mine. 4.000 de rubli să le dai mata, așa e, nu? Să le dai mata pentru iertare păcatul. Dar ce păcate așa de grei ai mata? Voi vă am, voi sunteți păcate. Traiure, ca o iarbă rău, ăi! Uite copilul ăsta e străin, vă, ăștia, vinva inimă, ăi! Dă voi! Ați crescut prin crasni, ugăloc! Tot una, 4.000 de rubli! Hai să sparate, 4.000 de rubli! 4.000 de rubli! Stați, fraților, stați că nici așa nu ești! 4.000 de rubli! Auzi, băi, o doaptă, băi! Dacă tatăl nostru a hotărât să facă pomană Sfintei noastre biserici, fapta lui îi demnă de toată lauda. De pomană să nu-ți pară rău niciodată, că altfel ai spers zăcină. Da. Și la urmă, nu e așa de mult acolo, 4.000 de rubli. Băi, când sunt... Important este ce? Să obținem mașina. Frate, dar eu cred că tatăl nostru, care încă nu este în cerul, nu știu cu ce scop, dar are bani ascunși. Pentru dacă a dat el 4.000 de rubli pentru iertarea păcatelor, n-a avut numai 14. A avut mai mult. Dar numai câte fântâni a săpat el. Câte verande a făcut el. Dar vara trecută la Chișinău, câte balcoane a înfundat el. Unde-s banii? Nu, i-ai băut, că poate nu ești Nichita. Nichita? Dar Nichita nu-i adică și, mă? Uitați, mă, și tu, nu mai ești și mândru, și bețel. Că l-ați mult moșneac, mă, tu, și tu și-a intrat. Unul venea și spunea că să-i dăi bani, dacă nu îl dai la chers, altul venea și spunea să-i dăi bani, dacă nu îi stulbur, ca tu, zi-a. Și moșneacul v-a miluit așa cum a putut. Da, ție o leacă, da, ție o leacă și tot așa. Da, bă! Nu mai dați nouă cât o leacă. Da. Dar tu ai vrut să iei tot într-o noapte. Dar tăi, în noaptea și ea când a venit bandiță și s-a pus cuțitul la gât, apoi el era Iacobaja noastră. Nichita! Frate meu, așa nu se poate. Asta e lovitură sub cintură. Eu știu ce spun. El și cu un tovărășel de-a lui din Arhanghel. Nichita, fă-ți groșe, Nichita! Eu știu ce spun. Asemenea învinuiri, frate meu! Dar ce vreți voi de la dânsul, băi? Ce vreți voi de la dânsul, băi? El e cantușnic, băi! El e năuc, băi! Năuc? Năuc, da. Da, prost, nu. Dar tăi, în seara aceea eu am venit la dânsul și el ședea în virandă cu rusul celălalt. Și beau rachiu. Și mi-a dat și mie 100 de bani. Și m-a alungat, m-a trimis acasă. Doi m-am înșudat, băi. Și l-am pândit. Până aici suferea să la tata. Și am văzut tot. Am văzut tot, tot, tot. Cum a plecat la poartă, cum a spus colțul unui picap, cum a dezbătut zăvorul cu cuțitul. Tot am văzut, băi. Tot, 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 tot. Doamne, Dumnezeu. Get out!
tata. A murit? De ce? Se vede inima. Inadmisibil, tocmai acum? Se trebuia să mă arme de mult? Nu, asta din contra, trebuia să mai trăiască măcar o singură zi. De ce? Primăriei noastre i s-a repartizat o mașină. Păi de acolo vin, eu m-am dus să văd cum se întocmește după buchea legii în testament și tocmai se întorsese primarul din raion, că el m-a trimis, zice, du-te și adu-l pe socul tu cu tot cu aldămaș. Primarul era treaz? Nu chiar, deși eu nu știu, dar era cu Manole. Manole e al doilea la rând. Cum al doilea? E cum al doilea? De acum e primul succesiv. De văd că a obținut două mașini. Una, eu am văzut și bonul Niva. Avizuha, a trăit în apă, da, și a murit aiurea. Iacoba, ce ai de gând să faci? Încă nu știu, pleava asta de vețim, mi-a încurcat toată afacerea. Dar nu nimic, fac eu cumva și ies în încurcătură. Sunt frații mei, totuși, deci vor și ei să fie bine, nu-i așa? Tu, dă-te după sărai și stai cu ochii pe ușa casei. Și dacă vor vreuna dintre să se iasă afară, pentru că acolo ești limpiada, baba de peste drum, îți dă luda lui Nichita. Dacă vor, una dintre să se iasă afară, le oprești cum poți. Cu vorba, cu amăgeala, cu minciuna, cu pâtca. Nu, asta e... Eu vorbesc lămurit? Da, dar... Gura. Ce vrei să pui la cale, Iacove? Marș. Bine, dar asta e inimaginabil, Iacov. Marș, am spus. Eu te rog să știi una. Eu n-am să fiu implicată. Marș! Bine, mă duc. S-a întâmplat așa, eu trebuie să mă mărturisesc măcar acum față de voi toți și față de tată. Pentru că sufletul lui încă-i pe aici, printre noi. Eu n-am dat busta în noapte aceea cu scopul să-l jăfuiesc, Doamne ferește! Pentru că era simplu că bună ziua, că tot pentru noi ține banii ești și tot nouă ține les ca moștenire. Eu am venit ca să-l apăr, pentru că rusul acela într-adevăr vrea să-l taie. Dar de ce să-l taie? Vorba-i că el i-a trimis tatii mai înainte vreo 8 cuburi de lemn și n-a luat bani. Și odată ce i-a înțărcat bălaia acolo unde avea eu legătura tăiat pe nu i-a mai putut trimis. Și metru cum se mai scumpis. Și tata stătea acasă și aștepta lemnul, iar rusul îmi telefona mie din când în când și cerea bani. Tata să fie cuiva dator? El care n-a împrumutat o rublă în viața lui. Tocmai el să nu onoreze o datorie. Dar nu-i vorba de asta. Tata spunea că îi plătesc totul așa cum se cuvine, numai să-mi trimite și lemnul celălalt. Știți că era și el ambițios. Ei, tu-i, dacă nu-i primit tata 8 cuburi de lemn și eu nici n-am știut. Dar ce ai știut tu vreodată, mai pleavă, dar mai știu eu. Ne putem descurca în liniște și pace. Și bună înțelegere. Iacobe, tu ca frate mai mare, spune-ne, te rugăm, fără nervi și supărare. Gata. Dacă tatăl nostru, Dumnezeu să-l ierte, avea relații mai vechi cu rusul celălalt,
Cum de nu l-a cunoscut el atunci, noapte, după glas? Toată afacerea asta cu lemnul a fost pusă la cale prin mine. Rusul era acolo, iar tata aici. Eu circulam. Tata pe atunci și telefon mi-a dat. Alo? Domnul Scurtu! Dar băi, cum să nu-ți cunosc? Un primar ale? Da, mi-a adus bucurie. Dar nu i-a vizut acasă. E prin mahală pe seia că suntem cu toți și îl așteptăm. Auzi, domnul Scurtu, hai să-i facem moșneagului o surpriză. Vin eu și iau bonul, lui nici nu-i spune nimic, iar mâine dimineață dau fugă la Chișinău și seara îi aduc mașina la parte. Are să sară în sus la vizuha care a vedea. Ce? Față moare de bucurie? Nu moare ăsta! Nu că-i vârtos. Noi că vrem să-l însurăm. Da, are și mireasă. Auzi, domnul Scurtu, hai să-i facem o surpriză de nuntă. Ești ce dacă e pe numele lui? Vin eu și facem toată formalitatea pe numele meu și aduc și o ladă cu șampanie. Am eu pusă la rece, am. Ei, domnul Scurtu, până scoateți voi ședința la capăt, îl găsim noi din pământ, eu vin cu el de gură. Nu se poate? Ei bine, să ne trăiești, domnul Scurtu. La revedere. La revedere. Tamanamu! Da. Uite măcar dacă tata o dată a ți-a rupt acolo la biserică, poate măcar l-o rămurmânta mai ieftin. Am de tâine! Am de tâine! Te-ai rămas pe-rdi mașină! Am să duc de vrea! Așa e din până! S-a dormit o cântă cu mașină! S-a dus tătuță! Și mașina stătuță! Fraților, rude și apropieți, iată că ne-a părăsit, lăsându-ne cu inimile îndurerate. Zic, iată că ne-a părăsit, lăsându-ne cu inimile îndurerate, părintele nostru scump. Fecior destoinic al acestui neam. Tata a muncit o viață. Și chiar dacă trece acum în lumea celor drepți, amintirea lui luminoasă va rămâne pururea în inimile noastre, precum vor rămâne cu noi. Precum vor rămâne cu noi și fântânele săpate de brațul lui bărbat, izboare ce vor potoli zeltea poporului pe parcursul vremurilor care vin. Atât mai nedrept am fi acum, față de memoria lui sale, dacă n-am face să-i simplinească visul pe care l-am nutrit atâția și atâția ani de zile, să aibă și el, sărmanul, un automobil. Dar cât se poate oamenii buni să îmbli sărmanul pe jos? Da. Zic, un automobil, visul lui de viață, realizat măcar acum, după moarte. Dacă ratăm acum această ocazie, tatăl nostru și de pe lumea cealaltă, prin mânia lui Dumnezeu, o să ne blameze și n-o să ne tândăci vecilor. Amin! Și drept, e drept. Da. Mă bucur. Mă bucur că a fost înțeles în mod just. Cred că aceasta este părerea tuturor. Vă mulțumesc. Eu știu ce avem de făcut. Atunci să vorbească. Fratele nostru mai mare, care în clipa aceasta va rămâne în locul tatei, el ne va îndruma de acum înainte, și cu povața, și cu dojana. Cuvântează, cuvântează, fratele nostru iubit! Zi, băi! Da, primăriei noastre i s-a repartizat o mașină în Iva. Asta-i Iva pe care tata a așteptat-o atâta mare de vreme. Da.
4 luni de zile de când e primul la rând în sat. Manole Donțu e al doilea. Om periculos. Chiar de-ar fi tata în viață, tot una Manole ar putea să ne sufle mașina de sub nas. El e deputat. Deputat! Deputățel acolo! Oameni buni, dragi tovarăși domnul! Da unde mă rog scrie că deputatul are dreptul să-și iei mașină fără rând? Nu scrie nicăieri, dar și-au luat mașini deputații cei mai mari și s-a deschis pofta și la aici, mănăluțe. Că și sunt cari, vor să mănânci și să latri și să muște, dar păi cum? Păi dacă primarul i-a telefonat tatei, înseamnă că n-are de când stă el mașina aceea cu Manole Donțu. Da, dar Manole e acolo, tamă. Și tamă sunt ședinți și cine știe cum îl potrivi eu și cum îl cârni eu. Da. Și-i făcut, bre? În primul și primul rând, de moartea tatei, nu trebuie să știe nimeni ferit a Sfântului Sat. Știm numai noi care suntem aici. Pentru restul lumii, tata e viu, tata trăiește, tata va trăi. Ei, noi ținem moartea lui secret cât va fi nevoie. Până de seară la noapte, chiar și până mâine dimineață. Mă duc și către el. Mă da, ca să mai fi de la asta. Te rugăm până la pământ. Atunci, mă da mai bine, bine să rămâi aici, pentru că mai avem de blată. Iar mortul nu se cuvine să rămână de unul singur. Da, să nu ieși urât. Da. Wow! Tate, tate, deși ai murit, mă da, tate! O, mă căruzi, dacă trăiai aici, cu mașina te plimbai. Wow! Deși ai murit, mă da, tate! Iartă-ne, iartă-ne, că asta ar fi fost intenția mea tale, iartă-ne, 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 trebuie să ințească soarele, frate. Așa zici credință. Dar mă duc să aduc. Apoi nu te mai dudeam. Aștept, ai răbdare. Iartă-ne, tătuț. Ai avut atâta răbdare cu noi toată viața. Mai îndură-ne o leac și acum, la sfârșit. Doamne Dumnezeu! Afară, în caz de vine cineva să spune că vine acasă. Așa? E bun, dar... Uam, tate, tate, de ce am murit, mă, tate? Tătuța, de când e și pomielnic la biserică, nu pot să-l trec. Deocamdată nu. Ai să-l treci, Liviada, ai să-l treci. Nu mai stai să rezolvăm chestiunea asta, poate până sare, eu știu ce spui el. Ah, te-ar da Dumnezeu să vină de toți încoace și-i scăp de un șampanie, cum știu eu, și mi-o răscoate și mașină, și procură, și bot. Manole, Manole să nu-și bage coada. Și? Înger și. Eu când i-am dat drumul în echip și că am trânsul, bage că nu vreau. Și eu nu mă dau. Las! Nu, că sunt voi. Bă, bă, capa în vorba bărbaților ăștia. Știi de ce? Și eu zic ceva. Bă, știi, bă, bă. Auzi? Șiții, mă! Hai, spam, ține gata! Șiții, mă! Auzi? Auzi, Iacobi. Tu nu purta vină pe mine că te-am scos în vileac față de moșneag. Dar nu poate că toți s-au întâmplat așa înspre bine, știi? Și tu ești liniștit pe suflet așa. Și tata s-a dus pe lumea ceilaltă, bucuros, vesel, dar râs. Dar s-a dus.
Dar cum din nu înțelegeți că a fost o lovitură pentru tătuță, Doamne Dumnezeu? Tătuță! Scumpul nostru, tătuță! Iartă-ne, tătuță! Și lovitură, Limpiadă! Și lovitură, fă! Că tata era bolnav, putret, fă! Ei, ori îți jălăie că doare inima și că ea că dacă o mai duce, o încă vreo săptămână. Și că, Michita, am să mor și n-am să mă văd casa și ea ta gata. Ei, tata, ține la mine. Tata, ține la mine și că ia pe Michita. Câte mii îți trebuie, atâtea îți dau, numai să te văd să fii gospodari, ca creștine și acoperiști deasupra. Ei, tata, ține la mine și... Omul la boală, numai câte nu spune, mea. Păi nu era eu chiar așa de boană, să nu-și dăie seama și spune preșii. Dar cine știe dacă astea-s cuvintele lui sau poate sale tale? Și nu voiam eu să spun niciun preșii. Acum nu era numai eu. Era și pe ei câtă lume era acolo. Așa mie era. Vin după. Așa e tata, așa spune? Așa de ce de tunia. Zic eu râs. Și ce nevoie ai omul să ciorască pe ce? Da, așa spune. Bine, să trecem și peste asta. Auzi? Ce facem acum? Concret. Efectiv. Momentan. Hai. Facem așa. Mergem. Dar ce ai vrut dumneata de la dealul? Te-a avut grijă, mă, cu pricoche să ne-am plătească așa vreo două coșuri și mai mari și alte cules pe maiele. Dar rindu-i jenișorul când culești pe mă coșuri. Aha, coșuri? Ei, nu mai împletești, gata. Cum s-a lăsat? De așa s-a lăsat de toate odată. Maaa, e, dar păi n-are mlajă, că mă duc. Nu mai are nevoie nici de mlajă, moșu. Dar te înșel împletește, bă! E insuportabil, moșu, de-a, bă, nu-i acasă, moșule, nu-i. E bun, dar vin mâine, poate încă să așa. Mâine încă da. Păi, mă duc eu așa. La revedere, ne știu tot cu mâine. Hai, 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 nu da, mai e un om și eu, măși. Rămâne așa. Încoace nu intră nimeni. De aici nu iese nimeni. Bine, dar cât? Până la noi dispoziție. Dar banii, unde sunt? Nu cumva să... Banii au rămas în casă. Dacă vin cineva din frață înaintea mea, intră și tu cu ei în casă. Ochii la parale, înțelegi? Siguralmente? Înainte. Lași mortul cu un om străin? Păi, mătușa Gavinca nu-i om străin. Chiar și Iacob a rugat-o până una alta, dumneavoastră să rămână... Dar Iacob m-a rugat pe mine. Și cum m-a rugat, el mi-a poruncit să nu permit nimănui să intre nici să iasă. Cum? Uite așa până la noi dispoziție. Păi, dar de ce? Draga mea, eu nu discut. Eu mă execut.
El e fratele vostru mai mare și porunca lui el e ce? Ariadna! Iorga Saran. Ariadna, actrința Speranța Cocârlă, maestra scenă. Să-i țară nefărătă, mă.
Eu am unica și eu știu de când era cu toi închis. Și dacă l-ai cunoscut că e Iacob, păi de ce nu i-ai vorbit? Eu fost așa. Ție. Păi bine, și Iacob ce făcea? Iacob parcă mă ține așa de la spate. Dacă nu se las priavda cu cosorul, parcă dar mă mai ține și pe tânsul. Păi Iacob a venit să-ți iei apărare, ci că rusul ăla era pornit rău. Tu v-am rus în piață, fii părinte. Iacob, să știi că și ăla de la Arhanghelsk era friet prima ta, că nu i-a întors și e datorie. Datorie? Eu? Da. Da, și se spune. El ține pe, și se spune. Alo? Da. Prima. Eu cu așa fără. Eu iesc și morții când. Alo? Salutare, domnul Scurtu. La Băcu, eram și eu pe aici prin mahală. Asta o răspuns o gajică de mea. Acum, domn primar, vor cu dânsul, fără dânsul, viața tot trece. E, ne-am găsit un amat din mahală, că dacă treci de parte sare până acolo, nu se mântă puterile și mă fac de râs. Da, domn primar, da. Mi-a adus veste, băieții, m-a bucurat. Tare m-a bucurat asta. O, eu cum să nu iau și vă? Eu nu, domn primar, mi-a dat spune lui Manoli că el poate să mă aștepte, dar eu nu. Am așteptat prea mult. O, eu, Niva, știu. Nu, nu mai vin, eu facem așa, ca la moldoveni. Ai o bucurie pentru mine, ești oaspetele meu. Venit cu tății, nu te teme mie dacă încăpem. Am o verandă cât scena lui ce-a fărut, chelele. Ședință pește. Și o oră. Și mă ghine. Într-o oră eu tai sporcul. Nu, eu n-am, dar găsesc pe mahal. Borș avem. Borș mai avem destul. Și de când aștepți o mașină asta, Pricoie? Mătușor. Da. Vezi cum e la noi, măi. Până nu mori, nu te iei nimeni să am. Da, când mori e foarte convenabilă. Până oară, omul cât e jiu, bărbatul, nu e olimpiad, chiar dacă se mai scapă și cumva pe mahală și dă și lumea. Că-i amorat, dacă nu chiar mai rău zi. Dar după așa ai murit, lumea despre tine spune, tot și omenesc, nu i-o fost străie. Ar că ea altă căscă, nu mai bine. Dar pentru băieții ăștia nii, puși nu știu și la cale, eu trebuie să-i lăs să-și facă joc cu mă. Voi amândouă, ca să nu-i încurcați și să nu-i stingheți, dușeați-vă. Probabil mai. Lasă râi, mai multe păcate îmi faci și mai multe nedreptăți dacă n-am știut că pe urmă să râde lumea. Hai, Lidia! Și cum să lăsăm pe tătută singur? Da, și ei, știu! Ce singur faci eu singur, fă? Cât eram și eu eram singur, dar mă, ce pază am la port, fă? Ești prim-ministru, nu-i străjuit așa ca mine. Zea și polițiști amărâți, n-am atâta nădejde ca în noră. O să seara! Ina de mii, Silvio! Eu încă, după pază de la poartă, nu știu cum îți ieșim voi nici. Ea, las că nici noi cumva. Bați cap cum rămâi tu, că nu trebuie să-ți vină și orar și... Da, nici fac, eu sunt mort. Adică, stai, da. O, eu de una tot mă tea.
Nu cumva să te iei gândă, drașie. Scalde mortul, că eu mă gâd eu. Las pe toți că nu le mai arde lor acum de igiena mă tare. Hai, hai, păi, dar nu e voie și mi s-a spus să nu las pe nimeni să intre, dar mai ales să iasă. Da, știm. Dar vezi, Neta, o telefonat Iacobanie tare și m-a rugat pe mine să o iau pe limpiada, să ne ducem până la mine, să chisăm niște greu și spunem cu Oliva la fiert că trece timp. Ei, chiar a zis Iacob? Da, pe cum? Ce nu mă crezi? Ei, dacă a zis Iacob, atunci se schimbă, poftim. Mă înțeleg. Veri sănătoși? Hai, iauze, Ariadna Zaharovna, ca să arătoar și bărbațe, să le încălzească vreo două căldări cu apă și speri morți, că așa-ți cum ești. Da, obicei, din obicei. Da, de fapt, știi și eu, pot nici să nu mai încălzească, de-a voi să rabă, de-a voi să rabă. Dar votul e indiferent. Da. Era iar de gândire să nu răcească. Acum nu mai răcești. E, dar bun, aici, vedeți, descurcați-vă. Da, de acum noi ne dușim. Că... Nu mai răcești. Nu, nu răcești. Ne dușim noi, descurcați-vă. Halucinată? Ia stai!
bani. Cine? Unde? Nu știu de aici. Nu știu de aici. Tata-i mort. Este că eu m-am dezlegat de jurământ. El s-a legat cu nuța lui Postolonc. S-a băgat în casă străină. Este că el a făcut din râs neamul tatii. Băi, băi, cine v-a furat, vă umințule, băi? Ori voi nu le-ați aluc, nu le-ați avut în loc, băi! Fraților, nu vă certați. Totul merge ca pe roate. Acuși vine cu toți încoace. Primarul nu s-a zăpăcit cu totul. În aparență, comportamentul e normal, atât doar că ar năuce. Zici că tata era cu o gagică și s-au dus amândoi să taie porcu. Pe-a nebun. Scoate-mă de afară, cum? Afară nu-ți poate, nu-ți poate afară. Dumnealor, când se apucă de băut, nu vor să-i vadă lumea. Atunci mutăm mortul o daie cealaltă. Da. Și întrebăm la Emirald. Da, da, da. Sus cu nici dincolo nu-ți poate. Dumnealui primarul când scheptelește vrea numai decât să privească peisajelul. Și ar să cădem dincolo la televizor, iar acolo zace a lui Zucar. Atunci îi spune primarului că tata s-a îmbrăcat de bucurie mașinării. Da. Și-a mai avut în mărătul pantalon, așa ia și spun că o băut pe zonă. Unde nu dăm, măi, din înainte ori din înapoi. Cum de o potori, noi îmi face ședințe. Dar vă râdiți din mine, măi. Vă râdiți din mine, măi. Iacobaș, vin. Uite că vin mai repede.
Sus! Sus cu ea! Hai! Vino și mea! Vino mai încă! Vino mai! Ia pe tine! Vino mai! Și mai mult o carafă de vin nu scoate. Tot aici o să vină la șampanie. Auzi, Iacob, bine? Da. Poate să tupăm și noi șampanie, că nu s-o scadă în gât. Ha, într-adevăr. Du-te, băi, de eu! La tri, la tri! La cărat împreună de la băut. Du-te, fa de aici, fa de băga pe bărbați aici. Absolut exclus. Mă glari capul, Sebastian. Nici nu te rog. Da, asta pentru mine e imposibil. Și pentru Matari imposibil. Pentru mine e tare imposibil. Da, te rog. Mă rog. Dar dacă este... Totul în ordine. Ca să o lichid bine. Da. Un lucru rămâne. Dacă ne întreabă moșneagul, dacă ne întreabă primarul unii moșneagul, ce-i spunem? Ca să fim toți într-o vorbă. Păi... Îi strini cu plecat la Aleapul la Chișinău. Cum e, dar pe eu sunt aici. Păi atunci te închidem și puteam cântat acolo în sărat. Bine, dar ți-am spus că acolo sunt guzgan. Nu ți-am spus că sunt guzgan, nu suntem din moarte. Și acum am văzut la Manole, cum să mă ascunzi? Păi, ce are una cu altă? Stai venit acasă, iar moșneagul s-a dus la Chișinău. Și pe drum nu v-ați întâlnit. E logic. E legătură perfectă. Și luăm de la primar hârtii cu înțelegere. Dacă prinde moșneagul la Chișinău, cumpără el mașina pe numele lui, iar dacă nu, arătăm procură și o luăm noi. Așa e? Mi se pare corect. Deci, eu am venit de la oraș în sat. Așa e? Și tata a plecat la oraș și în drum nu ne-am întâlnit. Și mâine mă duc eu la capitală și tata se întoarce la țară. Și în drum, iar nu ne întâlnim. Da. Dar dacă ne întâlnim... Cu cine, băi? Cu tata? Scarpină al dai la capul! Scarpină la capul! Aici stai smintit? Am își venit primarul să crit? Și îți cumpărăm nu mașină, dar un avion? Băi! Rămâne așa, băi, mergem la Chișinău. Dacă găsim moșneacul acolo, cumpăr el mașina prin numele lui, ai înțeles, băi? Da. Iar dacă nu arăt eu procura și o iau eu, băi! Dar de ce anume tu, băi? Eu iau șampanie și iedă!
mi-a dus eu. Nu prea văd. Ba, primarul nostru cum mă vezi? Ești o femeie apetisantă. Mă duc! Mă te aduc de sigur! Atât de după mine că e Da,
ни Пушкин. Что-то ромасится аст. Ну, воспурел. Астази зива небунило. Зива интернационалы, а небунило. Дескрерац din toată lumea, uniți-vă! Ia, Gabi! Aliniere la drapel! Vini, vini, ia! Gabi, Luca! Și eu v-am spus, tata e viu, tata trăiește, tata va trăi! Tata! Adevărat, candidat! Bine, adevărat!